Te-ai întrebat vreodată cum ar fi ca planeta noastră să aibă inele ca și Saturn? Sau de ce a ratat planeta noastră logodna cosmică? Există câteva motive. Primul și cel mai important este gravitația Pământului, suficient de puternică pentru a menține tot materialul coeziv, material care ar proveni altfel dintr-un sistem de inele extins, cum ar fi cel al lui Saturn. Pe lângă asta, Pământul este situat mai aproape de Soare, iar atracția gravitațională a Soarelui ar perturba stabilitatea inelelor. De asemenea, trebuie să iei în calcul și satelitul natural, Luna, relativ mare. Interacțiunea dintre aceasta și orice alt material ce plutește prin spațiu ar duce la instabilitate. Totuși, aici eu fac abstracție de real, trebuie să-mi imaginezi oricum că Pământul are inele. Acestea sunt de obicei compuse din gheață, rocă, particule de praf, iar inelele ar trebui să orbiteze Pământul într-o configurație stabilă pentru a nu se prăbuși pe Pământ din cauza atracției gravitaționale. Întrucât era este mai aproape de Soare, inelele nu ar conține gheață pentru că se topesc rămâne numai rocă simplă. Inelele ar orbita la o anumită distanță peste limita roșie care menține corpurile cosmice să nu se dezintegreze mai departe din cauza gravitației. Lumina Soarelui ar juca un rol crucial în modul în care ar apărea inelele pe cer. Acestea ar apărea ca o bandă strălucitoare, iluminată pe cer. În anumite momente ale zilei, inelele chiar ar umbri suprafața Pământului, creând modele ciudate. Imaginează-ți cum ar fi să te trezești cu orașul în umbră toată ziua din cauza inelelor. Ar exista și aspecte legate de atmosfera terestră. Inelele ar putea împrăștia lumina soarelui în mod diferit, influențând potențial culorile cerului. Răsăritul și apusul ar fi mai spectaculoase, cu inele care reflectă și refractă lumina în diferite moduri. Apoi, în funcție de locul în care te afli pe Pământ, morfologia inelelor ar varia. Aproape de ecuator, inelele ar apărea ca o linie foarte subțire, deschisă la culoare, care taie cerul perpendicular pe suprafața terestră. La fel ca beaconul din Minecraft. În timp ce la latitudini mai mari, linia respectivă ar fi din ce în ce mai înclinată. Dar, ce ar fi dacă Saturn, planeta, ar locui Luna? E bine, ar fi un spectacol de zile mari. Saturn este mult mai mare decât Luna, de aproximativ 33 de ori mai mare, ajungând să domine cerul nopții. Mai întâi, Pământul ar trebui să evite cu delicatețe și strictețe ceilalți sateliți ai lui Saturn. Dacă am reușit cumva să ne facem loc printre ei fără să dăm naștere la apocalipsă, e bine, noi vom începe să orbităm în jurul planetei Saturn ca satelit. Saturn nu este la fel de reflectorizant ca și Luna, prin urmare nu ar ilumina noaptea la fel de puternic. Este un gigant gazos care nu reflectă, chiar dacă practic este mai mare și ar putea capta mai multă lumină de la Soare. Însă, ceva mai spectaculos ar fi faptul că inelele despre care am vorbit ar putea capta și împrăștia destul de bine lumina de la Soare, creând efecte vizuale lineare în funcție de zona în care te afli. Mișcarea de rotație a lui Saturn de 10,7 ore, mult mai rapidă decât 27,3 zile ale Lunii, ar însemna că am vedea planeta Saturn trecând prin toate fazele mult mai rapid decât vedem Luna. Inelele și-ar schimba orientarea, conferind un peisaj cosmic dinamic. Atracția gravitațională a lui Saturn ar provoca din nefericire destul de multe daune pe Pământ. Mareele ar fi mult mai intense decât cele generate de Lună. Zonele de coastă ar putea înregistra schimbări drastice la nivelul mării, afectând ecosistemele și activitatea umană, ca să nu mai vorbim de geomorfologia planetei. Imaginează-ți cum ar fi să pătrundă mareele până în interiorul continentului. Acum există și o parte bună, am avea mai multă energie regenerabilă de la maree. Saturn ar acoperi cerul nopții și odată cu asta toate corpurile cosmice care se pot vedea astăzi, făcând observarea cosmosului o experiență destul de dificilă. Tot ceea ce înseamnă universul vizibil ar putea fi mai greu de observat, iar elementele culturale de navigație ar avea de suferit din cauza lipsei martorilor cosmici. Ai crede, mai departe, că fiind atât de aproape de toate lucrurile care contează, poate ar putea să fie locuită? Din nefericire, atmosfera este compusă în mare parte din hidrogen și heliu. Nu are oxigenul de care avem nevoie. Iar dacă vreți mai multe detalii despre Saturn, vă recomand episodul fizicianului Cristian Presură, care este publicat chiar acum pe canalul său de YouTube. Avem câteva episoade pe care le facem în colaborare, le publicăm similar în același timp. Acum, întorcându-ne la Saturn. Despre Saturn se știe faptul că are condiții meteorologice extreme. Vânturi de mare viteză, furtuni intense. Vântul poate să ajungă la peste 1100 de metri pe secundă. Succes să rezici la așa ceva. 1 km pe secundă. Pe lângă asta, atât de puternic este vântul încât dacă ai tras un pârț acum, în 10 minute îl miroși din nou. Pe lângă asta, pe Saturn e frig. Temperatura medie în atmosfera
superioară ajunge la minus 178 de grade Celsius și în timp ce cazi cu viteze mari în Saturn, ți-ar trebui un costum de astronaut extrem de avansat pentru a rezista acestor condiții. Costum pe care, din păcate, tehnologia noastră încă nu a reușit să îl inventeze. Deci, treci maxim câteva secunde până te faci oale și olcele. Acum, clar nu o să ajungem pe Saturn, nu prea curând, însă ne uităm mai departe la inelele sale pline de rocă și piatră și gaze, despre care se discută, începe să se discute măcar ipotetic, în contextul minatului. Am putea să minăm materialul de acolo, dacă vrem să explorăm spațiul, să luăm apă, de exemplu, de acolo? Din nefericire, doar ipotetic. În prezent, exploatarea acestor resurse depășește capacitățile noastre tehnologice și există destul de multe provocări în acest sens. Mai mult de atât, inelele în sine nu conțin elemente chimice foarte utile, există multe particule mici, multă gheață și să adăugăm planeta Saturn la lista de planete pe care le-am distrus ca și frumusețe măcar, nu e un lucru pe care îl dorim. Dar să zicem că avem destul tehnologie încât să descoperim că au aur sau ceva mai valoros, ne-ar trebui niște nave spațiale robotizate, extrem de avansate, echipate cu tehnologie de ultimă oră pentru extracția resurselor. Drumul până la Saturn ar dura vreo 6 ani, unde este el acum, asta luând în calcul faptul că tehnologia nu este destul de avansată încât să funcționeze pe antimaterie și să ajungă acolo rapid. Odată ajunsă nava echipată cu roboți folosind sisteme de inteligență artificială, ar trebui să navigheze în mediul complex și dinamic al inelelor, folosind sisteme pentru a identifica și colecta doar materialele valoroase. Saturn are undeva la 120.000 de kilometri în diametru, planeta noastră ar încăpea în Saturn de aproximativ 800 de ori, iar inelele din jurul lui Saturn sunt de asemenea la o distanță mare de planetă, aproximativ la 282.000 de kilometri distanță de ceea ce înseamnă exteriorul planetei. Iar grosimea inelelor lui Saturn este de aproximativ 1 kilometru. Ca să înțelegi ce înseamnă 1 kilometru, este nimic vis-a-vis de 282.000 de kilometri distanța între inele și planetă. Există un joc de imaginație pe care trebuie să-l faci. Dacă ai avea un model al planetei Saturn de un metru în diametru, să spunem, inelul ar fi de 10.000 de ori mai subțire decât o leamă de ras. Chiar dacă ar fi să avem nanoboți lansați din nava mamă în cadrul inelelor, le-ar fi greu să colecteze și proceseze particulele de aur, care cel mai probabil sunt microscopice. Aceștia ar trebui să fie echipați cu senzori și sisteme de comunicație avansate pentru a permite lucrul colectiv în extragere, transport și comunicare. Iar după ce misiunea a fost îndeplinită și pe Pământ am rămas fără vreun leu, nava se întoarce înspre planeta noastră cu încărcătura de aur în 6 ani, timp în care oamenii au realizat că au cheltuit mai mult pe această cursă decât au reușit să acopere cu extracția minieră în sine. Acum, dacă ați văzut filmul Titan, cred că Titan, da, acolo își imaginează umanitatea cum ar fi să modificăm genetic un om care ar putea să trăiască în gazul de pe Saturn, cred, sau nu, cred că era vorba despre o lună, de asta se și numește Titan. Dacă am reușit să modificăm genetic oamenii să trăiască pe Saturn, într-o atmosferă compusă în principal din hidrogen și heliu, pentru a trăi ar trebui să avem sistemul respirator modificat, pentru a extrage eficient oxigenul din aceste gaze și pentru a reuși pur și simplu să trăiești cu aceste gaze în loc de oxigen. Celulele sanguine și plămânii ar trebui să suporte modificări majore. Pentru că există radiații intense, modificații genetic ar trebui să aibă mecanisme îmbunătățite de reparare a ADN-ului, rezistență crescută la deteriorarea cu radiații, lucru care ar implica incorporarea de gene de la vietățile extremofile sau organisme care prosperă în medii cu radiații ridicate. Temperaturile lui Saturn sunt extrem de scăzute. Subiecții ar trebui să aibă adaptări pentru producerea de proteine asemănătoare antigelului pentru a preveni deteriorarea celulară de la temperaturile extreme. Sunt necesare mecanisme pentru reglarea temperaturii corpului în absența luminii, lucruri foarte ușor de făcut. Având în vedere că există lumină limitată din partea Soarelui, subiecții ar trebui să fie proiectați pentru a valorifica formele alternative de energie, de exemplu incorporarea genelor fotosintetice sau dezvoltarea mecanismelor biologice pentru producerea eficientă a energiei din surse chimice. Imaginați-vă să ai! Acum că avem oamenii noștri modificați genetic, sunt în Saturn, trebuie să și locuiască
trăiască undeva, nu poți să-i lași pe oameni fără case. Orașele plutitoare ar fi mai degrabă niște structuri pline cu gaz, mai ușoare, care să le permită să plutească. Pentru asta avem nevoie de nanomateriale, atât de avansate, încât ar contrazice legile fizicii. De ce să le contrazică? Pentru că materialele acestea, pe cât de ușoare sunt, pe atât de rezistente ar trebui să fie pentru a rezista în condițiile dure din atmosfera lui Saturn. Energiile regenerabile n-ar fi o variantă bună, mai ales cea solară. Ar trebui să folosim energia cinetică a vântului sau a câmpului magnetic al planetei. Pe lângă asta, ar trebui să dezvoltăm sisteme de susținere a vieții într-un circuit închis, unde totul se reciclează, gazele, apa și nutrienții, deșeurile, clar. Dacă vrei să știi mai multe lucruri despre planeta Saturn, îți recomand episodul fizicianului Cristian Presură, care este public în momentul de față pe canal. Am început un fel de colaborare sau discuții sau înțelegere pe care vreau să o extind sau o discut din când în când și cu alți creatori de conținut, dar doar că el am reușit să ajung într-un punct în care să publicăm în același timp un material similar. El îmi spune când are în plan să publice pe ce temă și eu mă apuc să-mi scriu materialul pentru a fi la zi cu el. Ieri s-a nimerit și cu Cus Găzact să publicăm în același timp materialul. Eu la 2 ore am făcut public episodul după ei, Cristian Presură la o singură oră, durată de timp suficientă pentru a-i face pe teoriștii ai conspirației din secțiunea de comentarii să creadă că eu trăiesc pe refresh pe canalul Cus Găzact pentru a copia materialul și nu doar că am copiat episodul instantaneu, ci am reușit să fac totul în mai puțin de 2 ore, iar Cristian Presură în mai puțin de 1 oră. Ignorând faptul că atât durează să randezi un episod pe care l-ai scris în prealabil, pe care l-ai înregistrat înainte de a exista, măcar cu o jumătate de oră, pentru că atât îți ia înregistratul, deci înregistrezi materialul, randezi, trimiți la edit, se editează, se trimite înapoi, se încarcă pe YouTube și se publică. Totul s-a făcut în mai puțin de 2 ore, nu într-o zi cât durează în mod normal. Producerea, într-o zi. Producerea episodului dacă deja este textul scris. Dacă textul nu e scris, mult noroc. De ce fac treaba asta? Acum câțiva ani eram 60, 70, 80 de oameni pe nișă. La noi se urăște din nu știu ce motiv, sau cea mai mare greșeală pe care poți să o faci din punctul de vedere al secțiunii de comentarii este să copiezi subiectul altcuiva. Lucru care este absolut, nu mai avem voie, nu mai e politic corect în ziua de astăzi să spui în ce categorie de idee se încadrează treaba asta, dar nu este o idee bună. Motiv și pentru care există 60.000 de muzicieni pe aceeași nișă, cu aceeași melodie, care toți cântă despre dragoste. Și nimeni nu comentează că mai cântă despre dragoste, da? Și muzicienii se recomandă între ei că toți cântă despre dragoste. Dar noi, cei care am intrat în pământ, că subiectul acesta al educației pe YouTube a intrat în pământ, nu vreau să spun în ce proporție, dar peste 99% din cauza faptului că nu facem material care se recomandă unul pe altul. Am căzut în capcana aceasta a celor a 70, că atât sunt. Deci vorbesc foarte serios. Din 1 milion de urmăritori că sunt pe canalul acesta, sunt între 70 și 140 de oameni care nu înțeleg care e treaba. Dar scriu ideile, că au timp. Oamenii care au ceva de făcut cu viața lor, n-au timp să lase comentarii. Oamenii care au ce face cu viața lor, n-au timp să lase comentarii negative, dar oamenii aceștia lasă. Dar ei nu înțeleg că, măi, trebuie să... Cea mai mare greșeală este să faci doar conținut original, pentru că nu ai cum să te recomanzi canal pe canal dacă nu există puncte de legătură, dacă nu există un punct comun. Cum te recomanzi? Am făcut un episod despre uragane, hopa, țanca, uraganul a fost la recomandate. Mai fac unul despre flori și unul despre salam și s-a terminat bâlciul. Închid prăvălia. Această discuție pe care am cu fizicianul Cristian Presură, prin care recomand eu pe el, am să nu mă recomande că nu merit să fiu în aceeași oală, este încercarea de a face cumva ceva să nu dispară segmentul de conținut educativ de pe platformă. Dacă vrei să te apuci de un canal de educație, ia-mi toate episoadele, ia toate titlurile și scrie-le, cercetează-le tu și fă-le cum vrei tu, cum îți ies, dar pune același titlu, nu mă deranjează absolut deloc. Nu poate să fie decât bine pentru toată lumea, pentru mine, pentru tine și pentru restul segmentului. Aș vrea să închei odată această discuție din 2011, atât e de veche, da? Deci să mai scrii în ziua de astăzi că e material copiat, deci trebuie să fii atât de orb la ce înseamnă YouTube, atât de orb, e de neînțeles. Trebuie să o folosești adjective pe care nu mai e politic corect să le folosești privind o persoană care e atât de orbă. Îmi cer scuze pentru rentul ăsta de final. E al treilea sau al patrulea pe care îl fac și nu-l public. Și tot e degeaba. Deci absolut degeaba. O să fie în continuare 70-140 de oameni care urăsc România și tot ce înseamnă țara asta. Da, că asta e, de acolo se naște, din faptul că se urăște țara. Gena, nu știu care e treaba, dar se urăște țara. Nu poți să îți desconsideri atât de mult țara încât să preferi să crezi în călătoria în timp decât să crezi că se poate. Adică am fost acuzat că am copiat materialul cuiva pe care eu l-am publicat cu 2 ani mai devreme. Că nu, că eu oricum e ceva acolo. Zic,
Ce să fie, dragul meu? Omul a făcut același material 2 ani după mine. Nimeni nu o să treacă de la un clip în engleză la clipul meu, încât să fac eu... Deci eu nu cred că există vreun utilizator de la voi de pe canal. Eu nu sunt omul acela care să aibă și clipul în română și în engleză pe aceeași pagină sau din același segment. Adică nu sunt și nu cred că există. Deci dacă te uiți la Cruzgzact, acolo ești. Da? Deci n-ai cum să fii în competiție cu așa ceva. Deci e imposibil. Și că discutăm de treaba asta, mă lăsați să fim hater un pic, o treime din materialul Cursgzact e reclamă. O treime, deci dacă vezi un episod de 12 minute, de la final, să vezi că sunt 4 minute de vorbit de tricouri, postere, apțipilduri și alte nebuneli. Nu vreau să zic că episoadele lor sunt o scuză pentru a face reclamă la ce vând, dar când o treime din episod e reclamă, asta celui care e fan mare Cursgzact. Am spus-o, nu altcuiva. Și acum vă las, mă duc că am... un copil mic de 4 ani care tocmai s-a trezit și o puștoaică mică de o lună și un pic, din cauza căreia nu sunt tuns, dragii mei, că n-am apucat să mă tund. Și de asta nici nu sunt filmat doar cu vocea. Acum că v-ați apucat să... S-au apucat cei 70 să comenteze că, vezi, Doamne, nu sunt tuns, eu ferchezuit și aranjat. Că asta e așa important în viață, să fii tuns. Asta nu e un mental breakdown. Apropo de mental breakdown, cum se zice în limba română? Să nu e... Mai folosiți, mă, oameni buni, termenul targetați. Am fost targetată. Sunt mai multe litere, sunt mai multe cuvinte. Am fost targetată. Public țintă. Am fost țintit. Am fost atins. Am fost vizat. Pa!